La începutul anilor 90, subsolul din zona Carpaților Occidentali a fost sondat de un satelit rusesc, care a căutat situri antice și preistorice. Așa a fost descoperit un imens oraș subteran, întins pe o suprafață de peste 200 de kilometri pătrați, foarte bogat în aur. Mulți ani mai târziu, în februarie 2012, o echipă de geologi care efectua săpături la Roșia Montană, într-una dintre galeriile descoperite de Agatârș acum 5500 de ani, au făcut o descoperire uluitoare, care ar putea modifica istoria omenirii. Despre descoperirea acestor geologi români și canadieni, care este imposibil de reprodus de către știința actuală, vom vorbi în episodul de astăzi. Înainte să începem, desigur, dacă vrei să fii la curent cu materialele pe care le publicăm pe canalul Adevăruri Secrete, apasă total gratuit butonul roșu de subscribe și clopoțelul, astfel încât să fii primul care află când lansăm materiale noi. E bine, prieteni, să vorbim un pic despre orașul subteran al zeilor din Carpați. În zona numită Vârtoape, din munții Orăștiei, pe o suprafață de aproximativ 4 km pătrați, există 75 de gropi conice, de dimensiuni diferite, din care pleacă mai multe tuneluri către munții din apropiere, unul ajungând chiar către sanctuarele din Sarmisegetuza Regia, fiind probabil cel prin care armata lui Decebal a plecat din calea romanilor, reușind să traverseze munții în doar 2 zile. În această zonă, aparatele au detectat foarte multe incinte paralelepipedice, care comunică între ele precum camerele unei locuințe. Atât în această zonă, cât și în imediata apropiere se află vestigiile ale complexului, inclusiv sanctuare făcute din andezit, o piatră care astăzi se poate tăia doar cu ajutorul diamantului. Dar orașul nu se întinde doar sub Sarmisegetuza Regia, ci și sub Simeria, Tărtăria, Deva și Roșia Montană. E bine, în anul 2012, cum spuneam la începutul acestui videoclip, o echipă de cercetători, geologi români și canadieni, au descoperit la baza galeriei săpate la Roșia Montană un capăt dreptunghiular al unei lespezi aurii, care nu părea să fie rocă naturală. Această descoperire a fost găsită într-un tunel săpat de Agatârș. Agatârș și prietenii au fost strămoșii dacilor și au locuit în spațiul în care se află acum România. Herodot a fost primul care a relatat despre acest popor enigmatic, format din oameni foarte luxoși, care se tatuau și purtau bijuterii din aur. Ei bine, după ce o monstră a fost prelevată din uriașa bucată de piatră, s-a constatat un lucru tulburător. Și anume că este vorba despre o piatră compozită, obținută după o tehnologie imposibil de reprodus după știința actuală. Aceasta este compusă din 15% praf de granit, 30% wolfram, numit și tungsten, și un element chimic din grupa metalelor rare, situat în poziția 74 în tabelul periodic al elementelor, un metal mult mai prețios și mai scump decât aurul, și 55% pulbere de aur de 24 de carate. În urma măsurătorilor efectuate de specialiștii geologi, lespedea care este perfect șlefuită avea o lungime de 12 metri, o lățime de 6 metri și o înălțime de 3 metri, cântărind cu aproximație 1700 de tone, practic cu 100 de tone mai mult decât a fost estimată piatra femeii însărcinate, respectiv lespedea descoperită la Baalbek. Și mai interesant este că numai aurul conținut în această lespede, reprezentând circa 900 de tone, reprezintă de aproape 300 de ori mai mult decât s-ar fi putut obține prin reciclarea integrală timp de 20 de ani a haldelor de steril depozitate din milenii la Roșia Montană, în urma exploatărilor aurifere, și de numai puțin de 150 de ori mai mult decât tot aurul extras de la suprafață și din toate galeriile de agatârși pentru daci, apoi de români, apoi de austro-ungari și de români la un loc. Conform martorilor din acea perioadă, lespedea a fost segmentată în 80 de calupuri egale, care au fost încărcate în containere și duse noaptea sub escortă militară spre o destinație care nu este cunoscută nici acum. Însă ceea ce șochează și mai tare este locul unde a fost făcută această descoperire uluitoare. Lespedea a fost găsită în galeria Hiperboreană, aflată pe Valea Cornei, sub satul Corna de la Roșia Montană. Acest loc a fost cercetat în urmă cu 36 de ani, iar datorită uluitoarelor descoperiri arheologice și antropologice, practic de neconceput pentru acele vremuri, ea a fost închisă și apoi sigilată la comanda securității. Primele cercetări în acest loc au avut loc în anul 1976, după cum afirmă unul dintre cei care au participat la ele.
Iată ce mărturisește acesta sub puterea anonimatului. Galeria era veche, rămasă așa neexploatată încă de pe vremea agatârșilor, care la vremea lor scoteau din ea și prelucrau aurul și argintul pentru daci. Tot atunci am găsit un os spălat de ape, atât de mare cum nu am văzut în viața mea, mărturisește acesta. E bine, prieteni, este vorba despre o vertebră care a aparținut unui schelet uriaș, de aproximativ 10 metri lungime. Când scheletul a fost găsit, era legat cu o fundă roșie. Se crede că ar fi vorba despre un hiperborean fosilizat, strămoșul oamenilor, care i-a făcut pe cercetător să se întrebe dacă nu cumva această zonă este unicul portal către Shambhala. Și mai ciudat este faptul că sub lespede a fost descoperit și un puț cu diametru de 4 metri, în interiorul căruia coboară o scară elicoidală, ale cărei trepte păreau să fie tăiate cu laserul. Din interiorul puțului emana o lumină violacee. Este de menționat faptul că toți minerii care au fost chemați să sapă în această galerie au murit. Doar 4 oameni au rămas în viață. Unul dintre ei este Ion Mois, care ne povestește despre acea noapte pe care nu o va putea uita niciodată. Poate că nu trebuia să zic că doar am jurat la comuniști, dar eu mă trag la fel din Albac, chiar din neamul de moți al lui Avram Iancu, așa că nu pot să tac. Uite cum a fost. În iarna lui 76 am fost chemat de inginerul șef și am primit dispoziție să redeschid, să consolidez și să electrific vechea galerie 13, rămasă închisă încă de pe vremea austro-ungarilor, urmând ca după consolidare să vină doi tovarăși geologi să prospecteze. Galeria era veche, rămasă așa neexploatată încă de pe vremea agatârșilor, care la vremea aceea scoteau din ea și prelucrau aurul și argintul pentru daci. Iar filonul fusese epuizat cu multe secole înainte să ajungă românii stăpâni pe minele de aur, sau Alburnus Major, cum le plăcea lor să le spună. E drept că se văd urme de căutare și din partea românilor, dar este limpede că ei s-au lămurit foarte repede și că au abandonat. Lucrările de consolidare și electrificare au durat aproape până în vara lui 76 și am avut niște probleme cu golirea de apă a unei părți a galeriei care se inundase. Atât valvele din mină, cât și electrovalvele de la pompă ne-au fost de mare ajutor. Tot atunci am găsit un os spălat de ape, foarte mare, cum n-am mai văzut niciodată. Nici ortacii mei nu mai văzuseră. După ce l-am arătat directorului minei, acesta l-a predat securistului întreprinderii miniere de stat Roșia Montană, iar pe noi ne-a chemat procuratura vreo 4 zile. Că unde era osul când l-am găsit, că în ce poziție, că cine a mai fost cu noi în mină, că cine mai știe de existența lui, câți am intrat și câți am ieșit din ziua aceea. Mă rog, tot felul de întrebări au iritoare ca să ne sperie și să ne facă să tăcem. Am tăcut cu toții, evident, iar după ce ne-au pus să semnăm declarațiile, ne-au trimis înapoi în galerie. Acasă n-am sufat o vorbă, mi-era frică pentru ai mei. Atunci când treaba noastră a fost terminată, au intrat în mină 2 oameni de la București, dintre care unul singur era geolog. Ce au lucrat ei acolo, nu știu, dar așa, cam la vreo săptămână, s-a prezentat un al treilea, unul foarte tânăr cu o cicatrice la ochiul stâng, care a zis că e arheolog. La 2 zile după el a venit o echipă întreagă de civili, dar și câțiva arheologi cu echipamente cam ciudate, împreună cu un echipaj de la miliție care a blocat accesul la galeria 13 și a început să ne controleze nouă legitimațiile la poartă. După încă vreo lună jumate am fost chemați din nou, eu și ortacii mei, cei care ne-am ocupat de consolidări și care deja semnasem declarațiile, să cărăm sterilul din fundul galeriei 13 și să-l scoatem cu vagonetele afară din mină. Atunci am văzut grozăvia. Arheologii scoseseră la iveală din stâncă un schelet uriaș, cam de 10 metri lungime, care zăcea pe o parte cu picioarele strânse. Osul pe care îl găsisem eu, abia atunci am văzut că era de fapt o vertebră. Mamă, dar ce vertebră! Civilii se fuiau de colo-colo. Unii își notau câte ceva din ce ziceau arheologii, alții făceau poze cu blițul. Ziceau ceva de un den susianu, apoi ceva de hiperboreeni. Apoi unul sare cu gura mare că să-și vadă ăla cu den susianu de treabă, că den susianu era avocat, nu istoric. Apoi a dat-o cu partidul și cu securitatea. Altul, și ăsta era arheologul cel tânăr care l-am recunoscut după cicatrice, a scăpat una acum că scheletul ăla era hiperborean și că ar putea fi chiar strămoșul nostru. Nu se poate, tăvarișe, ce hiperborean visezi? A răgnit la el unul gras în haine de piele și cu accent rusesc. Omul se trage din maimuță. Unde ai pomenit tu maimuță de 10 metri? Gata, ce s-o mai lungim? Scheletul ăsta pleacă la Moscova. Ia luați-l pe reacționarul ăsta de aici.
Bistro, bistro! Atunci ne-a cuprins groaza pe toți. Doi gealați au sărit pe el, l-au legat și l-au tărât afară din mină. Ia hai, strângeți, împachetați, înlăzi și duceți totul la gară. Și dacă mai suflă vreunul vreo vorbă, vă arunc KGB-ul în ceafă. Tot pe noi a căzut măgăreața cu strânsul și cu căratul. S-a făcut dimineață când am terminat de împachetat, de cărat și de urcat lăzile în tren. Dar nici pe noi nu ne-au lăsat să mai mergem acasă. Ne-au suit în două dube fără geamuri și ne-au dus undeva, unde, nu știu. Dar știu că am mâncat bătaie vreo săptămână încheiată și că m-au pus să semnez că n-am văzut, că nu cunosc nimic, că am un unghi legionar care e bandit și împușcă securiștii prin munți și mi-au zis că dacă suflu vreo vorbă, îmi saltă nevasta și copiii, iar pe mine mă bagă în pușcărie. Am semnat și am tăcut ce era să fac. Nici cu ortacii mei pe care i-am întâlnit din nou la mină nu am mai vorbit despre asta. A încheiat Ion Mois, unul dintre puținii supraviețuitori care a lucrat în Galeria 13. Asta a fost pentru astăzi, nu uitați să dați un like și să distribuiți mai departe dacă v-a plăcut acest material. Desigur, abonați-vă gratuit apăsând butonul roșu de subscribe și clopoțelul la canalul Adevăruri Secrete. Până data viitoare, vizionați și alte materiale foarte interesante de pe acest canal și să ne auzim cu bine, dragi prieteni!